Bună ziua, domnilor și domnilor, ne aflăm în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Informația Esențială. Ne aflăm în fața celei mai importante clădiri din Brăila. Este vorba despre Teatrul Maria Filoti. Iar în câteva secunde vom intra în undru și vom avea în premieră primul interviu cu noul director al Teatrului Maria Filoti, domnul Lucian Sabados. Domnul Sabados, spuneți-ne dacă v-ați acomodat cu lucrul la Teatrul Maria Filoti, ținând cont că dumneavoastră ați condus pentru 10 de ani Teatrul din Ploiești. Spuneți-ne dacă există asemănări sau deosebiri între Teatrul Maria Filoti și Teatrul din Ploiești, Toma Caragiu. Multe întrebări într-o singură întrebare, dar interesantă. Începutul este în felul următor. M-am acomodat începând de 12 ani cu acest teatru și nu este un paradox sau o butadă, pentru că aproximativ de 12 ani l-am cunoscut mai bine prin prietenia pe care am avut-o și colegialitatea pe care i-am purtat-o doamnei directoare Veronica Dobrin. Cele două teatre din Brăila și din Ploiești comunicau prin fire văzute și nevăzute și iarăși nu sunt niște afirmații de complezență. Ne legau regizori, aceiași regizori care puneau, iubeam aceeași tip de teatru, ne exprimam prin actori valoroși, actori tineri, aveam curajul să inițiem proiecte foarte curajoase față de așteptările comunității. Deci erau câteva elemente care ne legau. Și de aproximativ 12 ani am participat la marea majoritate, nu la toate, la marea majoritate a premierelor care m-au interesat la Teatrul Brăilean, mă refer la spectacolele unor regizori importanți, regizori care puseseră spectacole și la Ploiești. Un lucru care m-a făcut să mă acomodez și cu orașul și mai ales cu publicul. Trebuie să fiți mândri că circulă o butadă în teatru românesc și n-am inventat-o eu. E un public consacrat, publicul brăilean, un public bun, care se spune în teatru românesc că după ce ai o premieră, du-te la Brăila să vezi dacă merge. Vorbesc foarte serios, circulă această butadă. Nu mai spun noi, când eram la Ploiești, că așa trebuie să mă exprim și sunt foarte atent, și încep să nu mai fiu atent pentru că mă simt foarte din ce în ce mai la mine acasă la Brăila și deci nu mai fac efortul să zic înainte eu făceam nu știu ce. Deci când veneam cu spectacolele de la Ploiești, găseam un public extrem de cald, de înțelegător, cultivat, un public exigent, deci nu ne permiteam să venim cu spectacole oarecare și slavă Domnului nici nu aveam spectacole oarecare mediocre. Aici fac o paranteză și vă mărturisesc că un alt mare, adică un mare regizor, vorba de Radu Afrim, îmi spunea zilele trecute, Lucian, nu pot să vin în festivalul, despre care sigur probabil că vom vorbi, festivalul din luna octombrie, nu pot să vin la festival la Brăila cu spectacolul pe care l-am scos de curând la Ploiești, pentru că nu e suficient rulat. Deci din nou se simțea aceeași caldă și importantă aprecierea publicului brăilean, nu vrea să facă niciun fel de concesie, pentru că publicul brăilean chiar este un public care ne uităm doar la istoria spectacolelor valoroase în Brăila de la 1859-60 încoace și ne dăm seama că vorbim despre un spațiu al spectacolului. Revin la întrebarea dumneavoastră, sigur că cei 12 ani s-au condensat în momentul în care acum 2 ani și jumătate am fost invitat să pun în scenă spectacolul O scrisoare pierdută. A fost, sigur, cea mai efectivă și cea mai importantă apropiere de echipa Teatrului din Brăila și de public. Din cele, nu știu cât au fost, nu-mi dau seama, poate în jur de 20 de reprezentații până acum, destul de puține pentru un mare titlu, dar probabil că aceea situație, nu probabil, sigur, situația a fost valabilă și și în cazul altor spectacole care au fost planificate în ultimul timp. Cred eu nu cum trebuie și o să vorbim și despre ce îmi propun eu să ofere Teatrul Brăilean noul, să zic, o nouă atitudine a Teatrului Brăilean față de comunitate. Deci spuneam, în momentul în care am asistat la mare parte din reprezentațiile de la Brăila cu spectacolul meu cu O scrisoare pierdută, am fost foarte atent la modul de percepție al publicului și mi-am dat seama că este un partener de drum serios, este un
coleg de dialog, nu de puține ori după spectacol am vorbit, i-am provocat pe unii dintre spectatori pe care, sincer, îi și cunoșteam, nu poți să te duci chiar așa tamnesam peste om să-l scoți dintre ale lui, și mi-a plăcut foarte mult tipul de reacție a lui la spectacolul meu, că e un spectacol mai puțin comod, adică zici, bun, hai să vedem o scrisoare pierdută, gata, știu, mulți știu părți copioase pe din afară și e normal, pentru că e cel mai important text al dramaturgiei românești de-a lungul timpului, nu o spun numai eu, spun foarte mulți, și deci te pregătești să râzi. Ori am provocat publicul oferindu-i o altă posibilă scrisoare pierdută, un spectacol de atitudine, un spectacol care comentează într-un mod puțin mai auster, puțin mai aplicat ca o tăietură chirurgicală. Am vorbit despre mecanismele puterii și mecanismele manipulării de către puterea politică. O temă interesantă, cred eu, și foarte actuală. Foarte actuală. Spuneam că m-am apropiat mult și de trupă, pe oameni care îi văzusem, îi apreciam foarte mult, mă refer la actori, îi văzusem în diferite spectacole, lucrând alături de ei, îți dai seama de valoarea lor, îți dai seama de aptitudinile și de calitățile lor, și atunci, sigur că poate cel mai important lucru care m-a determinat în momentul în care s-a scos la concurs acest post a fost, într-adevăr, de a mă însoți cu acești colegi, mare parte dintre ei colegi minunați pe care îi știu direct, pe cei care nu știu, abia aștept să-i cunosc, pentru că pe 20 august vom avea revenirea în activitate, se vor întoarce cu toții și avem un drum destul de clar de data asta, dar o să vorbesc despre ce trebuie. Spuneți că ați avut în jur de 20 de spectacole de când ați preluat Teatrul Maria Filoții. Cum ați simțit publicul? A fost curios să vadă piesele sub o altă conducere, teatrul sub o altă conducere? Nu, am zis altceva. Am zis altceva, că eu la scrisoarea pierdută, spectacolul meu, am urmărit aproape toate cele 20 de reprezentații. N-aveam cum să urmăresc acum de când m-am numit, pentru simplu motiv că eu practic, chiar dacă după ce s-a declarat, s-a oficializat, să zic, rezultatul concursului după acea perioadă de contestații, noi eram în plină vacanță, deci nu aveam cum să văd 20 de spectacole, dar în secunda 2 eu am venit cu toate, cu bagajele, cum se zice, la Brăila, pentru că chiar dacă abia pe 25 iulie am semnat propriu-zis contractul cu primăria, și așa este după lege, că legiuitorul spune că după declararea concursului, validarea concursului, are loc o perioadă de negocieri între mine și dânsii de cel puțin o lună, așa spune, și s-a procedat exact conform legii. Dar spuneam că în toată perioada asta am vrut să mă acomodez mai mult cu partea scriptică, care e mai puțin spectaculoasă, dar care, sincer să fiu, extrem de importantă. Era vorba de verificarea practică alături de colegul meu și cred eu, prietenul meu, Radu Nichifor, suntem colegi, am doi regizori, dânsul încă era director interimar și ne cunoaștem de foarte mulți ani, a fost foarte amabil și și-a mai rupt din concediul dânsului pentru a fi alături, pentru ca preluarea lucrurilor de către mine, de la el, să se facă într-un mod cât se poate de profesional, civilizat și serios. Au existat probleme în ceea ce privește preluarea, știu eu, datoria ale teatrului sau... Nu, niciun caz, nu. Aici lucrăm cu o echipă care știe foarte bine ce are de făcut. De fapt, în decizia pe care am luat-o de a participa la acest concurs, au existat câțiva factori foarte importanți. În primul rând, faptul că mă atrăgea extrem de mult acest oraș. Trebuie să vă fac o mărturisire, iubesc foarte mult orașul. Știu că dumneavoastră fiind aici, poate că îl vedeți altfel, dar eu vin dintr-un oraș bogat și puțin neutru, fără o istorie atât de bogată cum este Speria Brăilei și fără o arhitectură atât de spectaculoasă cum este arhitectura Brăilei vechi. Și atunci, sigur că m-am deschis prin toporii către acest oraș. Al doilea factor extrem de important, spuneam, este trupa. Este o trupă în care eu cred. O trupă care a avut de suferit în ultimii 4 ani nu cele mai bune
provocării manageriale, care a fost derutată, care a fost cumva dezbinată. Chiar dacă n-a fost dezbinată, s-a încurajat la un moment dat acit o dezbinare a ei. A fost dezorientată din punct de vedere al ofertei repertoriale și toate lucrurile astea au dus spre o resemnare. Bine, în prima fază a fost o revoltă destul de consistentă, dumneavoastră știți mai bine ce a fost în mass media locală. Au existat multe reproșuri aduse de către colegii mei cu îndreptățire și dorința ca administrația la un moment dat să se implice și ceea ce s-a și întâmplat, s-a implicat administrația și a oprit practic un fenomen care era pe cale să prelungească un lucru care unor poate fi foarte greu reparat. E vorba de deprecierea teribil de nedreaptă a imaginii unui teatru care până acum 4-5 ani, când venea în turneu în București, vă mărturisesc cu mâna pe inimă, că făcea să-l pline. Deci se știa Teatrul din Brăila, era un teatru foarte important, un teatru, ce vă spuneam, unde provocarea, unde experimentul, unde curajul distribuției, aducerea unor regizori importanți, era un fapt real și atunci te doare sufletul, nu numai ca Brăilean, dar pe mine, eu eram un prieten, să zic, al Brăilei, habar n-aveam că la un moment dat voi conduce destinul acestui teatru, dar eram foarte aproape de acest oraș și mi se părea teribil de nedrept ca și multor altora și țin minte cel puțin două atitudini foarte vocale și explicite de la doi mari iubitori ai Brăilei, doi mari artiști, vorba de Radu Aftim și Marius Manole, ambii pe blogurile lor se desolidarizau total, nu cu Brăila sau cu actorii, ci cu cine conducea în acel moment. Te doare când citești aceste lucruri, pentru că erau niște voci, nu spatetic, dar niște voci puțin disperate ale unor oameni care au făcut istorie în teatrul ăsta și care își dădeau seama că aceiași buni colegi de la Brăila sunt supuși unui fenomen foarte ciudat de alienare, ca să zic. Cel mai grav lucru care se putea întâmpla, de fapt două erau foarte grave, la fel de grave, primul, dacă se mai lungea mult, că eu sper să rezolv, să merge bunul Dumnezeu să am gândurile și priceperea și diplomația, pentru că e greu de condus un teatru, dar sper să merge Dumnezeu să readuc destul de repede Teatrul Brăilean acolo unde este locul și unde toți din București și din țară ne așteaptă. Am pierdut 4 ani, nu sunt ireversibili, deloc ireversibili. Și al doilea lucru greu care se putea întâmpla era să plece din colegii noștri. Erau pe plecat câțiva, ca să fiu foarte sincer, tocmai din disperare, pentru că trecerea timpului, dacă în alte meserii poate fi reversibilă, pentru un actor este ireversibilă, pentru că fiecare actor, funcție de vârsta lui, funcție de disponibilități, are anumită oportunitate de a primi, de a fi distribuit în niște roluri. Dacă îi trece vârsta încet, încet, el iese practic din circuit. Și era foarte grav acest lucru. Eu sper din suflet, e cea mai mare provocare a mea, să dovedesc celor doi factori, cei mai importanți factori, care sunt publicul și colegii mei, și sigur, și angajatorului, sigur, primăriei și Consiliului Local, să le dovedesc că știu ce am de făcut și că voi face reversibil o situație de o nedreptate strigătoare la cer. Dar la momentul actual echipa este completă, practic, nu a plecat... Nu a plecat absolut nimeni. A plecat, din păcate, dintre noi și e marele regret că a plecat bunul meu prieten Bujor Macrin. Este un alt om care a contribuit foarte mult la apropierea mea de acest teatru, pentru că l-am cunoscut foarte bine, am avut privilegiu să lucrez cu dânsul în O scrisoare pierdută. Vă mărturisesc că am fost extrem de legați, sigur și dânsul a fost director artistic ani de zile, dar dincolo de funcțiile astea care, sincer, sunt trecătoare, l-am admirat dincolo de talentul și abnegația și ceea ce a însemnat el pentru teatru și publicul brăilean. Mi s-a părut extraordinar cât de mult a ajutat pe cei tineri, lucru care foarte rar se mai întâmplă astăzi și m-a impresionat extraordinar de mult, fac o paranteză puțin patetică, dar o cred ca atare, n-am ce să fac, m-a impresionat extraordinar
cât de mult l-au iubit și cât de mult au suferit tinerii. Acum nu mai sunt foarte tineri, dar actorii consacrați ai Teatrului Brăilean, toți de fapt au suferit și cum, că am fost și eu la un privec și cât de afectați puteau să fie. Oameni puternici, cum e Emilian, care știm că e un răzvrătit și un om puternic, sau Liviu, sau Mihaela, sau Alin, plângeau, pentru că sunt oameni care își dădeau seama că au pierdut mai mult decât un coleg, au pierdut un mentor. Bujor Machin a fost un mentor pentru foarte mulți dintre ei. Deci, în afară de Bujor, care e pierdere teribilă, Hardonului n-a mai plecat nimeni, nici pe cale naturală, nici pe cale instituțională, și asta m-a și încurajat foarte tare să sun din trompete așa de la distanță, fraților, hai că avem treabă, și chiar avem treabă. Am venit conform proiectului de management cu niște proiecte și programe extrem de clare, despre care sigur vom vorbi. La asta vreau să ajung, să-mi spuneți despre proiectul în care ați participat la concurs și prin ce s-a diferențiat el de proiectul celorlalți candidați? Pentru că au fost diferențe foarte mici, a fost un concurs foarte strâns și totuși ați câștigat. M-aș bucura să le știu și pe celelalte, dar vă dați seama, prin forța împrejurilor, n-am cum să le știu pe celelalte. Când vor fi puse pe site, da, online, nu e nicio problemă. Știu eu, în schimb, ce mi-am propus, și asta pot să vă vorbesc, că e vorba despre o nouă abordare și o nouă atitudine pe care m-am gândit-o și pe care o voi și pune în practică, o nouă atitudine a teatrului față de comunitate, pentru că au existat în fostele, n-aș vrea să vorbesc mult, pentru că totuși sunt colegii mei și indiferent de greșelile care poate s-au făcut, ele poate au fost făcute și într-un anumit context, deci nu voi insista. Dar spun că nu voi face ce au făcut ei până la capăt, în sensul că voi fi cu gândul mai mult la public, dar aducând, nu mergând eu spre dânsii, încercând să invit pe dânsii, deci toate categoriile de public, invitându-i spre noi. Experimentul are locul lui, dar la un moment dat a existat puțin cam mult experiment și când faci un proiect repertorial trebuie să fii cu gândul la toate categoriile de public, adică, sigur, un spectacol de afrimi, mai ales pentru noi, pentru cei din lumea teatrului, este, de adevăr, o delectare, pur și simplu o delectare. Și nu numai, și tineretul se simte, și chiar tinerii, vreau să extind spre 40-45 în cazul intelectualilor, sunt formule de teatru extrem de interesante pe care ei le gustă și se regăsesc. Chiar dacă formula de spectacol e poate puțin mai elitistă, dar în ultima instanță îți comunică niște lucruri reale în care tu te regăsești. Dar, la un moment dat, cred că a existat un exces de, mă refer la programarea și la alegerea textelor, un exces de experiment, adică trebuie să fii în aceea stagiune cu gândul și la ceilalți spectatori, la publicul tradițional. Nu spun depreciativ, nu spun deloc depreciativ, ci pur și simplu există un public tradițional care iubește teatrul clasic, teatrul tradițional, bine făcut, cum spunem noi, și nu numai că nu ne interesează, dar fără ei nu putem construi un repertoriu. Este publicul consacrat de teatru, care este la fel la Brăila, la Ploiești, la București și la Satul Mare. Absolut la fel. Asta nu-i cu nimic mai prejos de publicul care iubește Afrim. Ei se completează, sunt lumi care se completează și atitudini care se completează. Din acest punct de vedere, cred că formația mea de teatrolog, principală teatrolog și ulterior de regizor, cred că formația în principal de teatrolog îmi dă o putere de obiectivare foarte importantă, adică în momentul în care propun un text, eu sunt cu gândul, o să ziceți că e un, așa, o captație benevolenței față de public sau față de distinși și dumneavoastră telespectatori, dar chiar vă spun adevărul, sunt cu gândul total la ei, pentru că de fapt, degeaba alegem noi niște texte, le lucrăm frumos, ne simțim bine în timpul repetițiilor, ce atmosferă e mai pomenită. Dom'le, când se ridică cortina și când vezi că produsul nu are adresabilitate și publicul nu-ți reacționează cum ai intuit tu, problema e sigur a ta și nu a publicului. Înseamnă că nu ai evaluat corect oportunitatea alegerii unui anumit text sau a lucrării, a lucrului pe acel text
respectiva teatralități, spectacolului respectiv. Și din punctul ăsta de vedere, experiența de 21 de ani și jumătate la Cârma Teatrului din Ploiești, sigur că m-a adus în situația de a putea evalua, cred eu, destul de concret și de corect șansele fiecărui spectacol în parte. Adică îmi dau seama cui se adresează, ce șanse are de a ne deschide puțin, să zic, spectrul de interes către genuri cât mai diferite și categorii de public. Și mai am, să zic, un avantaj, faptul că fiind și regizor, și având doi colegi foarte interesanți, și Radu Nechifor și, bineînțeles, mai ales Victoria Înfrunză, pe care, cu care sunt prieten din facultate, sigur că îmi dă mai mult curaj, îmi dă mai mult temei în tot ceea ce fac. Chiar mi-am propus că alături de Consiliul Artistic, pe care vreau să-l cultiv și să-i dau mult mai multe pârghii decât a avut până acum. Acum am procedat și la Ploiești, puteți verifica la Ploiești, deci exista un Consiliu Artistic extrem de puternic, pentru că vocea colegilor este extrem de importantă. Adică poți să crezi despre tine că ești minunat, infailibil, nu ești decât o entitate și poți foarte bine să greșești. Și atunci, ceea ce voi face și modul în care vreau să-i țin alături și pe Radu Nechifor și pe Victoria Înfrunză, sigur, programul domnului Frunză e puțin mai aglomerat și al lui Radu, el colaborează mult, dar voi încerca mult ca în momentele importante, când alegem repertoriu, când găsesc un text, că înainte de a-l propune colegilor actori, pentru că eu așa fac, eu nu îmi pun la vizier, deci de pe 15 septembrie intră în lucru spectacolul cu tare. Săracii nici nu știu despre ce e vorba. Mi se pare o atitudine absolut excesivă și ofensatoare la adresa ideii de colegialitate de scenă. Nu, eu când găsesc un text interesant, nu mă refer la acest, la proiectul acestei stagiuni, care e complet. Eu practic o să vedeți până la sfârșitul, până la în luna aprilie anului 2015, știu exact ce vom face la Brăila. Și așa trebuie gândit. Așa trebuie gândit. Pentru că în momentul în care apelezi la tot felul de expediente și improvizezi repertoriul, aule, nu mai poate regizorul ăla, nu mai poate textul ăla, fatalmente ajungi la improvizație. Deci nu, alegerea textului nu mai are valoarea primei alegeri a textului inițial. Și atunci încep să apară compromisurile. Apărând compromisurile, te simte actorul foarte exact. Te simte, zice directorul, nu e foarte sigur de proiectul lui. Nu. Dacă ți-l asum până la capăt, și asta este ideea unui proiect de management, deci manager, eu fac o distinție între manager și director. E o distinție importantă, adică totuși managerul este, munca lui este și activitatea este evaluată pe baza unor indicatori extrem de preciși. Numai cum era pe vremuri la director, că era un contract de lungă durată, era pe durată nedeterminată. Nu. În 4 ani trebuie să dezvolți exact ce e scris acolo în proiectul de management. Programele pe care le-ai trecut pentru 4 ani trebuie să se regăsească absolut în fiecare an și proiectele, sigur că astea fac obiectul unui act adițional la începutul anului. Dar cele 8, 9, 10 programe pe care ți le-ai expus pentru 4 ani, n-ai voie să le schimbi. Înseamnă că undeva e o trădare față de ce ai promis. În ceea ce privește promovarea teatrului și a spectacolului, v-ați gândit la cum să ajungeți la publicul brăilean? Pentru că până la texte și altceva trebuie să umpleți sala. Da, ne-am gândit. Până să veniți dumneavoastră, stăteam cu colegul meu. Aș vrea să-l cunoașteți odată. E un tânăr extrem de interesant, se numește Daniel Buglea, noul meu coleg, secretar literar. Eu îl simt foarte aproape pentru că la rândul meu, noi când terminam teatrologie, filmologie la București, prima noastră specializare era de secretari literari. Sau în cazul filmului, de secretar de platou și scenariști, în fine, asta era. Deci, fiind foarte aproape de formația mea teoretică, împreună cu Dani, exact despre asta vorbim de câteva zile bune. Am prins-o în acest dialog și pe, de fapt, acum nu mai e un dialog, e o întreagă dezbatere, împreună cu colega noastră, doamna Rodica Antonescu, care este șefa serviciului PR și marketing, ne frământă foarte tare ca toate lucrurile noi pe care eu le-am adus și pe care vreau să le pun în pagină, să le dau viață, să fie cuprinse într-un fel de mic manifest, dacă nu vă deranjează termenul. Noi încă nu l-am definit foarte exact,
dar l-am pus pe hârtie. Deci, întrebare binevenită, pentru că și noi vrem să fim altfel. Vrem să fim altfel și vrem să găsim noi modalități de ieșire în întâmpinarea spectatorului Brăila. Sigur că e ok, interviurile sunt foarte bune și vă mulțumesc, sunt oportunități foarte importante pe care noi le avem, dar ne face cunoscut programul. Sigur că afișajul care deocamdată o să vă fac o mică surpriză, sunt în tratative cu domnul arhitect șef al municipiului, domnul Ioan Marian. Am demarat deja niște discuții, mi-aș dori foarte tare să fim mult mai prezenți la nivelul întregului municipiu, nu numai a centrului Brăilei, și lucrăm deocamdată la un tip de panotare și un afișaj foarte modern, pe care deocamdată suntem în discuții și nu pot să dezvălui mai mult. În orice caz, ne gândim la cel puțin 15-20 de amplasamente în perimetrul întregului municipiu, în care noi să fim mult mai prezenți, să vorbim despre ceea ce facem, despre programul nostru săptămânal, dar să dăm și mai multe detalii. Sigur că vreau să schimbăm foarte mult publicitatea la nivelul fațadelor teatrului. Din punctul ăsta de vedere, după ce mă voi sfătui cu domnul primar, voi declanșa un lucru pe care eu îl doresc, sunt convins că va fi alături de mine. Aș vrea mult de tot să provoc tinerii arhitecți brăileni, dar nu mai arhitecți brăileni, nu primesc din alt oraș, să-și pună imaginația și priceperea la contribuție, să gândim pe această fațadă minunată, monumentală a teatrului nostru, să gândim un sistem care să fie și potrivit, vă dați seama, pe aspectul de monument, să gândim o panotare și o publicitate mult mai modernă, să mai uităm de panourile alea obosite care stau în ploaie și... Într-adevăr, ne-am modernizat, suntem în secolul 21 și trebuie din noi înșine să ne modernizăm și să venim noi în întâmpinarea spectatorului, că nu putem numai să-l chemăm, să-l așteptăm disperați la agenție. Nu ăsta e sensul. Dar cel mai important lucru pe care vreau, pentru că avem un instrument magic care se numește internet, este să îmbunătățim consistent site-ul nostru. În primul rând, să-l și modernizăm, dar nu grafica este problema, ci funcționarea lui. Nu era suficient de bine adus la realitate, la zi. Nu erau actualizate nici fișele artistice ale colegilor actori și, foarte important, prin ei ne exprimăm. În ultima instanță, spectatorul brăilean, când se uită pe un afiș, vă spun ca regizor, e o suferință veche, nu se uită cine regizează, ci se uită dacă joacă Emilian, Alin, Liviu, Mihaela, Marcel Turcoianu și Monica Ivașcu. Ei se uită la actor și așa și trebuie să fie. Asta e mirajul și frumusețea teatrului. Spuneam că ne preocupă foarte tare și aici l-am alături pe Dani Buglean, colegul secretar literar. E mult mai exersat, fiind foarte tânăr, pe Facebook. Vom fi mult mai prezenți pe Facebook. Și secțiunea de forum de pe site vreau să o activăm, să primim și bunele și rele, toate părerile, să nu ne fie teamă să primim observații deloc. Aici trebuie să fim foarte prezenți pe internet, pentru că o publicitate mai ieftină și mai completă decât pe internet, ca să fiu sincer, mai rar. Vrem să, da, acum să discutăm costurile cu colega mea, cu doamna contabilă șefă, care e foarte bună contabilă șefă, Dorina Rus. O știu de ani de zile și mă bucur. E o echipă și la nivelul conducerii, să zic, a birourilor administrative. E o bucurie să lucrez cu Dorina, cu Viorel Urse, care e un exemplu de șef de producție și la achiziții. Doamna Toma, colega mea de la Resurse Umane, Rodica Antonescu. Deci e o echipă care funcționează și sigur va funcționa după și după. Eu am altă abordare, dar mă întrebați în prima întrebare dacă e deosebire mare. Nu-s deosebire mare între teatre în general. Sigur, orașele sunt puțin diferite, dar în ultima instanță lucrăm cu materialul clientului, tot spectatorul. Spectatorul e mai mult sau mai puțin la fel peste tot. E adevărat că e o situație cu totul excepțională și mă simt privilegiat, dar creează și o răspundere mare, faptul că teatrul este atât de frumos. Nu mă satur să-l privesc, să mă plimb uneori și seara, pentru că încă locuiesc în
am asigurat o garsonieră frumoasă în interiorul teatrului. Pe mine nu mă deranjează deocamdată, pentru că fac parte din teatrul ăsta și nu mă deranjează că stau aici. Și sunt multe seri în care mă plimb și nu vine să cred. E frumoasă provocare. Imediat după ce ați fost desemnat câștigător al concursului, ați participat la una din ședințele Consiliului Local Municipal. Acolo ați fost supus, adică așa, unor serii de întrebări ale consilierilor, printre care și una privind investitorii. Dumneavoastră ați spus atunci că veți face ceva ce nu a mai existat în teatrul Aprilar, veți atrage investitori. Care este planul dumneavoastră în acest sens? Da, au mai fost, cum să spun, sponsori, dar ei erau prezenți în special doar cu ocazia festivalului de teatru, al unor manifestări mai mult sau mai puțin generale. Planul este în felul următor. În primul rând voi prelua, pentru că nu pot să vin într-un oraș și să fac eu regula. În primul rând trebuie să te adaptezi tu specificului și mediului de afaceri al respectivului oraș. Prima obligație este, în primul rând, să-l cunoști, mediul de afaceri, să te apropii cumva de el. Aici există șansa că, de exemplu, domnul Chirăcescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie și Agricultură al județului Brăila, am avut șansa să fie bun prieten cu președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, care mi-a fost bun prieten și vechi, domnul Aurel Gogulescu. Și Aurel mi-a făcut o bună intrare la domnul Chiriacescu și încep să-mi completez o listă de sponsori. Plec și de la premiza că trebuie apelat în continuare la sponsorii tradiționali de la Festivalul de Teatru, Zile și Nopți de Teatru la Brăila sau la alte manifestări ale teatrului. Deci cu ei încep lista, pentru că e logic la un moment dat să continui, să zic, genul de colaborare cu oameni care au înțeles să susțină fenomenul artistic la un anumit moment și nu se dau la o parte. Cu ei vă începe lista. Dar sigur că sunt încurajat, m-a ajutat mult și colega mea, doamna Rodica Antonescu, mi-a pus la dispoziție chiar acum 10 zile o listă destul de, nu exhaustivă, dar destul de extinsă al agenților economici, societăți comerciale care, să zic, ar avea această deschidere. Domnul Chiriacescu mi-a completat prin prezentarea unor celor care au o cifră de afaceri care le permite la un moment dat, nu-i așa, să gândească și la sponsorizări, dar nu sunt numai ei. Sunt și alții noi prieteni pe care mi-am făcut în Brăila, oameni de cultură și oameni de afaceri, pe care am cunoscut prin intermediul, sigur, al teatrului și care la rândul lor vor să mă ajute să atrag acești sponsori. Dar nu-i simplu. Nu-i suficient să ai o listă. Trebuie tu, la rândul tău, în modalitatea în care le propui colaborarea, să ai un ton profesional, un ton proaspăt, nu, cum să vă spun, obosit, rutinier. E foarte important ca modul în care tu le propui, modul în care le prezinți, o mapă de prezentare, fie că e vorba, cum sunt foarte preocupat de festival, că festivalul bate la ușă, mai e puțin timp, aici am fost contra cronometru și dacă stau foarte bine, extrem de bine din punctul de vedere al programării spectacolelor, ele sunt 99% convenite, vă spun de unde vine 1% mai târziu. Dacă aici stau foarte bine și sunt mândru că am făcut singur selecția chiar în cursul lunii iunie și iulie, când eu nu eram sub contract, eram într-o perioadă în care eu mă documentam, dar sincer, eram direct interesat, teatrele erau cumva în momentul în care se pregăteau să plece în vacanță și dacă nu prindeam acel moment până să plece în vacanță, eu eram în plop, iertați-mă de expresie, pentru simplu motiv că aș fi pierdut exact perioada aceea și dacă încercam abia acum, că să zic, doamne, pe 25 mă, nu-i pe 25 mă apuc. Păi la revedere, că în momentul ăla teatrele erau în vacanță. Dacă eu mă apucam acum să fac selecția, festivalul nu se ține anul ăsta, n-aveam cât să o fac. Deci dacă din punct de vedere al programării spectacolelor și al valorilor, pentru că vreau să propun o formulă de festival în care excelența are la acasă, din punct de vedere al lansării mapelor de prezentare la sponsor, ea se va produce totuși la începutul lunii septembrie. Nu e totuși târziu, pare târziu, dar nu e târziu,
pentru că nici eu nu pot să nu mă prezint în fața distinșilor agenți economici decât foarte bine pregătit. Mă refer la faptul că ele sunt 100% confirmate, spectacolele, că sunt deja negociate și nu mai niciun factor de risc să fie reprogramat sau deprogramat un spectacol, și atunci și mapa de prezentare trebuie să compună într-un mod, zic eu, iscusit și deștept. Mai nou, trebuie să ne reinventăm, chiar dacă avem o vârstă, eu am o vârstă, trebuie să mă reinventez, pentru că mă adresez de multe ori unor oameni de afaceri tineri care n-au timp să citească nu știu ce compuneri literare ale mele, ci doresc să înțeleagă exact de ce am nevoie de ei și care este și beneficiul dânșilor. E normal, e totuși un parteneriat bazat pe un business. Trebuie să fie un business plan la mijloc. Și atunci e normal ca eu să nu iau cu foarte mult timp, să fiu foarte rezumativ, dar foarte limpede ce aștept de la el. Că nu aștept numai niște bani, ci aștept ca prezența dânșilor pe afiș, dincolo de valoarea pecuniară sigură a sponsorizării, să însemne o recunoaștere a eforturilor făcute de teatru pentru comunitate, o recunoaștere a mediului de afaceri. Uite, și noi suntem alături de teatru pentru comunitate. Așa trebuie gândit. 1% care va fi mâine spulberat. Nu pot să vă spun spectacolul, e o mare surpriză pe care o pregătesc și o mare exclusivitate. Și nu fac pe misteriosul, dar sunt și superstițios. Până când... Deci mine va veni o mare scenografă de la București, asta pot să spun, se numește Vanda Sturza, să măsoare ea personal, pentru că deocamdată am dat foarte... Eu sper foarte bun prieten, o mare scenografă, scenografa lui... În primul rând al lui Radu Afric. Vreau să aduc un mare spectacol al lui Radu Afric. N-a că am spus. Dar nu vă spun care. Și Vanda va veni mâine să măsoare, cum știe numai ea, că ea a făcut cursuri la Viena, să măsoare scena de la Casa de Cultură a Tineretului. Eu am dat toate schițele și pare să fie tot în regulă, ca să încap acel spectacol uluitor pe care vreau să-l aduc, care a fost spectacolul cel mai bun al stagiunii trecute, al lui Radu Afric. Acum rămâne să căutați dumneavoastră pe internet, să începeți să vedeți care dintre ele. Deci, e normal, mai e doar o zi de sparte. Mâine Banda va confirma, Lucian e ok și atunci e 100%. Eu zic că este 100% pentru că am simțit o mare, mare dor al lui Radu Afrim de Brăila. E foarte dor acestui mare artist. A suferit ani în care n-a fost sunat, trist, un om care a făcut... istorie în ultimii 9, 10 ani, 12 ani chiar la Brăila și care nu a fost sunat timp de 3 ani. E trist, e foarte trist. Eu lista am început-o cu el și cu, Radu, și cu Victor Frunz, lista regizorilor. Pentru că Brăila are nevoie de excelență. Brăila are istorie. Brăila are carat, are valoare. Și atunci un teatru care umplea sările la București când venea nu are voie să nu revină rapid. Eu mi-am dat o stagiune. Poate par prea curajos, prea prezumțios, nu. Dacă administrația și dacă colegii și dacă publicul va fi alături de mine, într-un an vom fi unde ne-a fost locul. Teatrul Maria Filotti a fost gazda noastră clasului. Spuneți-mi cum, care a fost partea de implicare a Teatrului Maria Filotti și cum a fost întâlnirea cu Mariana Nicolescu? Da, asta e o poveste frumoasă. În primul rând, la nivel de implicare, n-am depășit... statutul celorlalți ani, ne-am pus la dispoziție nu numai spațiile fizice și spațiile sufletești, pentru că este una dintre unul dintre marile cadouri care s-a făcut Brăilei de către doamna Mariana Nicolescu din 95 încoace, și chiar dacă pentru mine a fost, mărturisesc cu umilință, prima ediție la care am participat direct, nu m-a prins nepregătit, pentru că trebuie să știți că eu vin dintr-o familie de muzicieni. Eu însumi am făcut pianul până la 14 ani, clasic, după care m-am aruncat în jazz și sunt un mare iubitor de jazz și în continuare cânt. Dar trăind în casă cu foarte mult cu operă și muzică clasică, pentru că mama mea a fost profesoară de canto, nu m-a prins pe picior greșit faptul că eram în prezența unei mari, uriașe cântărețe de operă. Cunosc deja mari nume pe care, în care am stat, Eugenia Moldoveanu. Am o relație de prietenie cu dânsa și sunt, vă dați seama, extrem de onorat. Cum mai nou sper să am și cu doamna Maria Nicolescu. Teatrul și-a pus la dispoziție tot ce avea mai bun, într-o perioadă dificilă de concedii,
le mulțumesc colegilor de la administrativ și cei de la tehnic care nu au pus în discuție nicio secundă întoarcerea din concediu și prezența dânșilor, mă refer la sonorizatori, cei de la lumini, întreg personalul administrativ care a fost la înălțime, erau toate fetele de la femeile de servici, de eu le zic colegele mele de la administrativ, administratorul, toți eram, pentru că e un mare cadou care se face Brăile și e aproape un ritual ca chiar în zilele când era doar masterclass-ul și deci nu erau spectatorii, erau doar tinerii care participau și dânsa și întreg staff-ul dânsei, era o bucurie să simți că această casă a teatrului este o casă și a operei, se făcea vocalize peste tot, noi avem vreo 3-4 piane foarte bune. La un moment dat, poate știți, am intrat și eu, m-a auzit doamna, într-o seară m-a auzit doamna Maria Nicolescu, nu știa că eu cânt jazz și a găsit doi interpreți, o fată și un băiat, minunați, minunați amândoi, două voci foarte bune, dar care și cântă jazz de felul lor. Și atunci, sigur că s-a născut proiectul dânsa fiind o uluitoare, e un minunat constructor de eveniment muzical de calitate, simte, improvizează în sensul cel mai nobil al cuvântului improviza și nu peorativ. Așa a apărut și momentul nostru. I-a găsit un loc, dânsa a insistat, eu mă jenam, zic, mă, primul meu contact cu publicul brăilean, s-a așează ăla la pian și zice, păi stai bă, că am nevoie de un director, de un regizor, de un pianist. A insistat foarte mult și sunt sigur că publicul a înțeles exact, s-a bucurat și am și stat de vorbă cu o parte din ei și am fost foarte bucuros că m-au cunoscut și din acest punct de vedere, care sigur este auxiliar în cariera mea profesională. Întâlnirea cu dânsa a fost o întâlnire într-adevăr providențială. Sigur că a contat foarte mult momentul când i-a spus de mama mea, a recunoscut-o și a adus aminte și lucrurile s-au legat mai repede decât putea să zică, bine, și el un director nou a venit acum, săracul abia se aclimatizează cu teatru, cu publicul, ce să-i mai cer? Nu. Am fost din prima un posibil om din staff-ul dânsei. Am fost puțin mai în planul 2 pentru că îl aveam pe Viorel Urse, colegul meu, care, fără de care doamna Nicolescu nu face un pas, îl invidiam aproape pentru că o însuțea tot timpul și e un privilegiu să stai alături de dânsa și m-am bucurat, sigur, să cunosc și să fiu alături de niște voci minunate de tineri soliști care sperăm să facă unii dintre ei mari cariere și vă dați seama că referința, punctul Brăila va fi un punct de referință esențial în CV-ul lor. Știu că în anii precedenți Teatrul Maria Filotii avea o trupă destul de mare de voluntari. Mai există la momentul actual și dacă v-ați gândit să implicați mai mult populația în proiectele teatrului? Excelentă întrebare. Da, am și întreprins deja demersurile. Am vorbit cu doamna directoare Cornelia Conon de la Liceul de Artă Hariclea Darcle. Am rugat-o mult, ca începând în primul rând și e firesc cu tinerii care sunt elevii de la clasele de teatru, să încep cu ei, să fie alături de noi, voluntar pentru festivalul de teatru. Eu am experiență destul de bună, nu așa de lungă, pentru că am avut doar 2 ediții de festival de teatru la Ploiești, dar am 8 ediții de festival de jazz internaționale făcute la Ploiești, toate le-am făcut cu voluntari. Și un lucru minunat, pentru că te simți cu totul altfel alături de tineri și tu poți să-i ajuți pe ei foarte mult să-și cizeleze și să-și zic eu, cultive niște noțiuni foarte importante cum sunt cele de comunicare, în special la tineri, e o problemă și eu sunt tată de băiatul meu are 19 ani și știu că sunt probleme într-adevăr la o anumită vârstă, mai ales la băieți, de comunicare, de implicare a lor în colectivitate și tipul ăsta de parteneriat când lucrez cu voluntari este într-adevăr providențial de ambele părți, pe mine mă ajută foarte mult. Sunt multe treburi importante și nu, eu nu o să le dau niciodată lucruri neesențiale pentru că îi respect prea mult pe tineri, dar sunt elemente de comunicare pe care tu le ai, de intercomunicare între noi în timpul festivalului. Ei sunt acele minunate fire văzute, nu nevăzute, văzute, iar pentru public de multe ori am primit aprecieri pentru că îți dau acest sentiment reconfortant că este o structură care știe ce are de făcut, care știe să te primească pe tine ca spectator
știe să-ți ofere acel cadru, cum e în cazul unui festival, care e totuși o sărbătoare, un moment mai special, dincolo de orice fel de o premieră obișnuită. Și atunci lucrul cu voluntari este providențial pentru ambele părți, și pentru ei și pentru noi. Deci voi continua și mai fac o mărturisire, chiar dacă nu în decursul primei stagiuni, în primele patru proiecte care le învederez în stagiunea 2013-2014, dar e foarte posibil în stagiunea 2014-2015 să revenim la un moment dat la o formulă de spectacol, cum a fost domnului profesor cu dragoste, sau Olimpiada, nu știu cum se numea, m-a sprins, Olimpiada, spectacole pe care le-a lucrat teatrul la un moment dat prin câțiva inimoși colegii, și domnul Bujor Macrin și Cătălina Nedelea și Monica Ivașcu au lucrat cu tinerii, Flori Popa, pe urmă un colaborator, Dragoș Muscalu, care a realizat domnul profesor cu dragoste. Sunt proiecte alături de tineri pe care noi le vom continua, pentru că îmi dau seama că ele au un ecou foarte serios. Auzeam, de exemplu, că domnul profesor cu dragoste nu s-a jucat decât cu sala plină, chiar dacă e adevărat, s-a jucat la studio, dar era numai cu sala plină. Și atunci e normal să continui, eu n-am venit să schimb, am venit să îmbunătățesc. Dar a avea pretenția că vii tu și ești mai deștept ca oricine care a făcut până acum repertorii sau... Nu, trebuie să adecvez programul, ceea ce am făcut și în proiectul repertorial, să-mi adecvez știința mea sau experiența mea sau cultura mea, informația pe care o am, la modele existente, pentru că mă adresez unei comunități precise care așteaptă un anumit lucru de la teatru. Și nu poți să schimbi tu destinațiile și să schimbi funcționalitățile și să schimbi sensurile, pentru că atunci trădezi genul ăsta de încredere reciprocă între teatru și public. Din câte ați putut să vedeți până la momentul actual, în scurta dumneavoastră conducere de până acum, ce lipsește teatrului Maria Filotei în principal? E greu de spus, pentru că nu s-a terminat evaluarea. Evaluarea o voi termina probabil în momentul în care vom începe efectiv să jucăm, vă dați seama. Deci, modul în care noi răspundem la, organizăm, să zic, un spectacol, o reprezentație oarecare obișnuită, abia în momentul ăla când voi vedea cum reacționăm noi ca un tot unitar, mă refer și la corpul administrativ, alea în momentul în care eu mă voi apropia de o finalizare a documentării pe care o fac în acest moment. Sigur că mi-am dat seama de anumite lucruri care depind de mine și care înseamnă îmbunătățirea tipului de repertoriu, deci proiectul repertorial nu era foarte fericit, nu era foarte riguros, eu îl gândesc mult mai riguros. A doua chestie, tipul de programare, care nu era totdeauna foarte, foarte eficientă și nu era deloc în favoarea cultivării tuturor spectacolelor. Se jucau în, cum să spun, în cavalcade, și au premieră, o jucau numai pe aia câtva timp. Nu se face, pentru că în momentul ăla pui în paranteză alte producții mai vechi, nejucându-le ritmic, la un moment dat ele își pierd din șarm, din strălucire, trec două luni, durează până rei spectacolul și toată lumea pierde. Nu. Deci tipul de programare trebuie să fie unul mult mai, dinamic, mai viu, mai flexibil, să ții cu toate titlurile și nu numai cu anumite titluri. Și cred că cea mai importantă problemă pe care o aveam și la Ploiești, nu suntem suficienți de curajos în ceea ce înseamnă Agenția Teatrului și publicitatea pe care noi o facem. Încă aici un fenomen general, și Teatre din București suferă de oarecare închistare în anumite modele, tipare de publicitate care sunt puțin demodate. Din punctul ăsta de vedere, cu toții trebuie să învățăm mai mult, în frunte cu mine, care trebuie să învăț, n-am cotro, mers. Și mai ales trebuie să-mi atrag alături de mine oameni cum e Dani Buglea, tineri care văd altfel de promovare și vin din București și eu mai foarte des. Și, deci nimic nu-i nop sub soare, nici cei care practică o publicitate mai agresivă și au învățat-o din altă parte, și atunci trebuie să știm să preluăm anumite modele, să le adecvăm comunității noastre
Aici trebuie mai încă mult de făcut la publicitate. Suntem prea timizi și nu suficient de în întâmpinarea cetățeanului. Recunosc. Mai avem doar 2 minute din emisie. Am să vă rog să le spuneți brăilenilor de ce ar trebui să vină la Teatrul Maria Filot. Da. Primul trebuie să aveți încredere în mine până la proba contrarie, pe care nu o să vă ofer proba contrarie. Aș vrea să veniți pentru că vi se adesează un nebrăilean, dar care iubește foarte mult și care din ce în ce mai mult orașul e pentru el o a doua casă. Vreau să veniți pentru că știu exact ce vă place, o să ziceți, dar de unde știți? Știu pentru că sunteți mai mult sau mai puțin ca mine, ca dumneavoastră, ca colegul nostru operator, cu toți iubim teatru adevărat. Veniți pentru că eu iubesc povestea. Mie îmi place foarte mult și eu consider că 2-3 dintre posibile definiții ale teatrului sunt poveste, emoție și comunicare. Dacă teatru nu are acești 3 factori, în fiecare spectacol pe care îl vedeți dumneavoastră, cineva va trădat. Nu va fura, dar va trădat. Eu vreau să nu vă trădesc, vreau să vă ofer niște seri în care cele primele patru titluri pe care le voi aduce în atenția dumneavoastră cu 4 regizori foarte buni să vă ajute să vă reapropiați de ceea ce așteptați dumneavoastră de la teatru. O seară de teatru este un eveniment, sigur este și acea evadare despre care se tot vorbește, este și divertisment, dar în ultima instanță este un moment mic de reflexie pe care vi-l provocăm noi, vă propunem să vă gândiți printr-o anumită poveste pe care vă propunem să vă gândiți la viață și altfel, la dumneavoastră și altfel, nu de puține ori o să vedeți că vă propun texte cu personaje care nu sunt chiar așa de din altă poveste, ci ne recunoaștem și noi în ele. Și vreau să veniți lângă noi pentru că fără dumneavoastră, nici eu, tot ce pun pe hârtie, nu poate avea strălucire fără tipul dumneavoastră de reacție și de participare. Avem nevoie de participarea dumneavoastră și colegii de pe scenă să vă simtă energia. După cum ați auzit, doamnelor și domnilor, ne așteaptă multe și multe surprize la Teatrul Maria Filotei. Peste câteva luni, în octombrie, vom avea și Festivalul Internațional Zile și Nopți de Teatru European la Brăila. Vă așteptăm așadar la Teatrul Maria Filotei.